Salutare, Zbengoșii, de la primul car vlog cu unul din cei mai vechi prieteni ai mei. Cu Tesla Model Y Performance. Cred că cel mai mult îmi place cum se ține pe șosea. Vai de viața mea, aoleu! Face suta în 2,2. Da, e slab, bro. Vă zic că e cea mai frumoasă electrică și sunt îndrăgostit de Tesla asta. Vă dau cuvântul meu de onoare. S-a băgat și Zbengosul vostru la volan. Îmi place foarte mult cum se simte volanul ăsta, mână. O plăcere să conduci mașina asta. Da. Poți să rămâi cu mașina asta fără permis și de 3 ori pe zi. Avem o mare surpriză pentru voi. Mamă, 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 asta își ia zborul, asta e avion, elicopter, ce e asta? Salutare, Zbengoșii, de la primul car vlog. Suntem aici cu Silviu. Fratele Silviu, pe care îl cunosc de o grămadă de timp, e unul din cei mai vechi prieteni ai mei. Și astăzi facem un car vlog puternic cu Tesla Model Y Performance. Mașina care dezvoltă cât cai putere? 540 pe acolo. O herghelie de cai, cum se zice. N-ave ce să mai zicem ăștia cu șeptare și ăștia cu 400 de cai, 300 de mici copii. Silviu al nostru aici, mândru de a lui. A mea mașină puternică. Când ai achiziționat-o? Am cumpărat-o în august anul trecut. S-a făcut anul, nu știu cum a trecut, dar... Da, a trecut. Mamă, de ce are atâta putere mașina asta când ne zboară GoPro-urile pe aici? Pe aici, pe strada asta, ar fi o zonă bună să-i dăm puțin accelerare. Dă așa una mică, să avem 37 la oră. Mai de viața mea, aoleu! Am prins 78 în 2 secunde. N-am apucat să zic nici vai și deja eram la 100. Dar că acum am încetinit, îl depășim pe cumătru aici în față și deci, mai dăm o dată. Părerea mea e că asta e mașina de impresiona Gagiș, frate! Aoleu! Pac! Mai de deci, dacă mai țineam o jumătate de secundă, eu la carnet. E puternică treaba e aici, puternică, chiar e puternică rău de tot. E puternică, trebuie să fii cu ochii pe vitezometru, că îți ia ușor carnetul. Zine două, trei cuvinte despre tine, să știți Bengoșii cu cine vorbesc aici. Fiți atenți că o să aveți nevoie de Silviu, dacă nu, să-mi scrieți o grămadă și o să-i scrii și lui direct pe Instagram, pentru că, cu ce te ocupi? Dragilor, dacă o să faceți nuntă, o să aveți sigur nevoie de fotograf, iar eu cu asta mă ocup, sunt fotograf, fac asta de 12 ani de zile. Fac și partea de evenimente, am și studio foto. Am clienți care vând haine și fac tot felul de campanii publicitare. Ședințe foto, tot ce aveți voi foto, nevoie, da. Evenimentele cele mai frumoase din viața voastră, așa că dacă aveți nevoie de Silviu... Așa, publicitate cum o face Benga, mai rar. Nu mai pretendești asta. Așa, așa. Îi găsiți Instagramul aici jos în descrierea clipului, dar și pe videoclip. Mulțumesc frumos, vă aștept cu un follow acolo pe Instagram. Dați un follow, dați acolo un telefon, un mesaj că vă rezolvă al nostru. Ne întoarcem la noastră bijuterie aici, pentru că după câte vedeți este o mașină foarte, foarte frumoasă. Chiar am zis lui Silviu, în momentul în care m-am urcat în ea, îmi dă un vibe așa de vacanță. Nu știu, culoarea asta, tapiseria asta albă, după câte vedeți și voi, panoramicul ăsta, singurul defect pe care îl văd eu așa e că nu se poate deschide. Cred că de multe ori ai vrut și tu să-l deschizi. Băi, da, și mie mi-ar fi plăcut să se poată deschide trapa, dar are o sticlă foarte mare, din față tocmai până în spate, dar din păcate nu se poate deschide. Din spate, de pe banchetă, se vede cel mai frumos. Te bucur, da, mai ales noaptea, cred că e ceva senzație. Iar plafonul e foarte întunecat, deci nu te deranjează nici soarele. Văd că are o protecție, da, la sticlă. Are o protecție, da, e foarte, foarte întunecat. Acoperă 98%, nu știu, 95% din raze. Zine, de ce ai ales Tesla? Din câte mașini există, ai dat o grămadă de bani. Zine, cât a fost mașina asta și aproximativ? Un range, nu trebuie să-mi dai prețul exact. În ce range se încadrează? Între 50 și 60.000 de euro. De o gălăgie de bani. Deci, chiar în range-ul ăsta se încadrează enorm de multe mașini superbe, frumoase, benzinare, diesel, poate e clar, dacă ai electric, probabil nu vrei să auzi de diesel. Nici eu nu sunt foarte mare fan de diesel. Vorbesc eu care am aproape doar diesel. Cel puțin de când am început vlogul ăsta, am început cu două diesel. E bine, tu cu diesel, eu cu electric. Exact. Unul deci... consumă și poluează, altul încarcă mașina la priză. Este la poli opus, dar vedeți că poli opus se atrag, deci e de bine. Băi, frate meu, uite, am vrut să am și o mașină electrică, să fiu primul din grup care are o mașină electrică. Am fost chiar prima persoană din tot cercul meu de prieteni care și-a luat așa ceva. Și mereu am fost pionier în multe, multe lucruri și am vrut să încerc această experiență. Și având în vedere că, na, Tesla e o mașină foarte bună,
bună și pe forță și e și ceva deosebit și diferit, am zis că e timpul să încerc și eu ceva nou. Dar puteai să ții ceva electric mai pe ieftinache, așa, mai un Golf, mai o Spring. Am încercat, s-a mers cu astea de se închiriază în oraș, dar am mers cu ele 4, 5, 6 mașini, am mers într-o zi, le-am luat pe toate la rând și nu mi-a plăcut niciuna, mi s-au părut slăbuțe așa. Slăbuțe. Asta într-adevăr îți oferă și putere și confort și statut, că totuși cine apare cu o Tesla, nu oricine își permite o mașină. Măi, în afară de statut, ești foarte tehnologizată, foarte, foarte bine, are foarte multă tehnologie pe ea, e foarte sigură, are camere, are, cred că, între 8 și 12 camere în total. În față aici are 4, pe parbriza, pe cealaltă parte, are pe lateral, are în spate. Ce-mi place mie cel mai mult la Tesla, m-am dat și eu cu mai multe Tesle, îmi place chestia asta, cum au inovat pe stâlpi, în momentul în care tu virezi la dreapta sau la stânga, n-ai unghi mort, adică tu imediat știu că așa e, nu? Da, îți apare aici și tu vezi, mai ales în Germania sau în țările vestice, unde se circulă foarte mult cu bicicleta, te ajută foarte mult pentru că nu trebuie să mai ieși din scaun și nu trebuie să mai ferești, mereu să te uiți, e foarte incomod. Așa acolo ți apare direct imaginea pe tabletă. Da, mi se pare foarte tare. Verific mereu pentru că e o chestie nouă pentru mine, eu mereu mă uit în oglindă, nu pot să mă uit doar pe ecran, că mi se pare ciudat. Dar mă uit și în oglindă și pe ecran și așa sunt safe să fac stânga, dreapta, să verez unde vreau. Ce mai e foarte mișto este că e foarte atentă la ceilalți participanți la trafic. Dacă unul, de exemplu, eu merg drept, da? Și unul face stânga și îmi pișcă puțin banda, ea încetinește automat sau mă avertizează. Da, e clar că la capitolul inovație s-a terminat șmecheria. Uitați, vedeți camera despre care vorbeam. Deci în momentul în care Silviu acum a dat semnal stânga, imediat s-a prins camera care este exact pe stâlp și arată fix unghiul mort. Exact. Să zic, pe care l-ai din poziția în care stai pe scaun. O altă chestie mișto e că în momentul în care ai semnalizat, se aprinde semnalizarea și după ce ai făcut manevra, adică după ce ai schimbat banda, de exemplu, semnalizarea se stinge singură în momentul în care ai schimbat banda și rămâne aprinsă până când schimbi banda. Am înțeles. Își dă ea seama singură de ce faci. Te-ai folosit până acum de funcțiile astea, de îți bagi aici filme, te uiți la filme, te joci în parcări, bănuiesc că nu cred că merge. Față de o mașină tradițională, chestia asta cu Netflix-ul și cu toate filmele pe care le poți vedea pe ecran aici, chiar e foarte confortabilă. Acum între noi, așa că suntem așa ca între zbengoși aici. Ai impresionat vă gagică cu treaba asta? Băi, da. S-a dat spate. Da. Mai ales că are o funcție de... Poți să pui aici pe ecranul ăsta un foc și când pui focul ăla... A un fel de șemineu. Ca un fel de șemineu și îți pune și o melodie din asta de lounge. Ce ai? Aici ți-ai pus două pahare de vin, haț. În spate nu prea e loc, da? În spate stai tu liniștit că... E ok, e loc în spate. Ce-ți place ție cel mai mult la Tesla asta? Ai un an de zile cu Tesla, ai câți kilometri deja cu ea? Am 16.000 de kilometri până acum. 16.000, real, nicio problemă. Vă asigur al vostru, de unde că a dat înapoi, avea 30.000 acum două zile. 16.000 de kilometri, un an de zile, un singur lucru ai voie să alegi. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Să zici, bă, chestia asta mă omoară de fiecare dată când conduc mașina asta. Cred că cel mai mult îmi place cum se ține pe șosea. De stabilitatea pe șosea. De stabilitatea pe șosea, da. Practic, fiind modelul performance, are suspensia puțin mai rigidă și asta îmi place. Faptul că accelerează foarte rapid și se ține foarte bine pe șosea, deci cumva ai încredere 100% în mașina asta. Pe unde tragi de volan, pe acolo merge. E ca un mic kart, așa. Ca un mic kart, da. Și cumva e o mașină mare, un SUV. Ca și greutate, are undeva pe la 2 tone și un pic. Dar e o mașină mare, voluminoasă, e un SUV. Și trag toate patru roțile? Trag toate patru roțile, că dacă atrage doar două, n-ar fi suficient. La câtă putere are, e nevoie de toată echipa să lucreze aici. Foarte frumoasă mașina, materiale foarte calitative, deci îmi place foarte mult. O chestie pe care nu putem testa cu voi acum ca să vă arătăm. Ce m-a impresionat pe mine cel mai mult, nu mai punem, că e clar că te dă pe spate când accelerezi și zboară capul și tableta asta. Ce mi-a plăcut în schimb este sistemul audio, deci mi se pare că se aude senzațional, nu? Și există un singur tip de sistem audio, adică nu poți să-ți alegi mai multe. Da, la Tesla în general nu prea ai multe opțiuni de ales și asta e standard, cumperi mașina cu asta vine și e unul premium, într-adevăr. Se aude într-un mare fel, dacă ajunge într-o Tesla, pe lângă că îi dați o talpă și vă jucați pe tableta asta, vă puneți un șemineu sau impresionați gagica cu Netflix, dați drumul rău de tot la o manea, la un sălămier, la astea, se vede la un hip-hop, ce vreți voi, ce vă place vouă. La o lăutărească. Orice se aude demențial. Vă puneți aici nostalgia, ce vreți voi, în funcție de vârste. De... Zi-mi persoana care s-a urcat cu tine în mașina asta și a zis că așa ceva n-a văzut. Bănuiesc că au fost câțiva.
Care a fost persoana... dat pe spate rău de tot. Măi, toată lumea a fost dată pe spate, n-a fost cineva care să însă... Păi dar când accelerezi 400-500 de cai, normal că zbor, te dă direct pe spate. N-ai măi, nicio șansă. A fost o situație când am mers cu cineva care n-a fost impresionat. I s-a făcut pentru rău? Că acea persoană... Nu, nu a fost impresionată. De ce? Pentru că mersese cu Model S Plaid. Asta o face suta în 3,7 secunde. Da, e slab, bro, în 37. E slab. Dar Model S Plaid de la Tesla face suta în 2,2. Hai de viața mea. Deci cumva aia a fost singura persoană pe care n-am putut să impresionez. Dar restul... Am înțeles, da. Deci te-am muritor de foame. Restul a fost na, cei care au urcat în cea mai puternică mașină în care au urcat ei vreodată. Și mie place foarte, foarte mult. Nu sunt un nebunit al electricelor. Mi-ar plăcea, dacă mi-aș permite financiar, să pot să am o electrică în oraș, să o folosesc în oraș. Dar în rest îmi plac mașinile pe combustie. Mi-aș lua o benzinară cât mai mare, un motor cât mai mare, nu m-ar interesa consumul. Dar pentru oraș aș vedea o mașină, nu asta, pentru că deși asta e o mașină foarte, foarte mare pentru oraș, să zici că ți-ai o Tesla și tu să mai ai acasă, adică în ideea pe care o am eu să-mi iau Tesla, n-ar merge. Acolo un Spring, un Golf E sau cum se numesc astea, habar n-am. Nu mă pricep foarte mult la electrice pentru că n-am avut ocazia, să zic așa, să-mi cumpăr una doar ca să mă dau cu ea de an în Paște. Eu folosesc mașini de zi cu zi și îmi plac de mor astea pe combustie, așa cum am zis, dar pentru oraș mi se pare genială. Dar ce faci tu la drum lung? Pentru că tu ești fotograf, tu, Silviu, aleargă în toată țara, deci nu e doar pe București, e peste tot. Când îl suni, acum e la Oradea, mâine e la nu știu unde, la Brașov, poi mâine e la Cluj. Ce faci tu? Cum te descurci cu ea? Măi, la drum lung m-am descurcat, puțin mai greuț pe alocuri. Gândește-te că mașina face 400 de kilometri reali cu o singură încărcare, deci pot să ajung cam oriunde, decât dacă vreau să merg până la Cluj de la București. Într-adevăr, nu se poate dintr-o încărcare. Și ideea este ca când ai mers într-un oraș și faci treaba, trebuie să găsești un loc să o bagi la încărcat. Durează 40 de minute, poate să dureze o oră, o oră și un pic, să o încarci. Și aici, da, într-adevăr, e un minus, nu poți să ai doar plusuri, deci, dar teoretic, m-am descurcat până acum. Deci dacă eu plec de aici și fac până la Cluj cu mașină pe combustie vreo 7 ore, tu ai nevoie cam de încă vreo 2 ore. Mai adaugi o oră. O oră. Sau 40 de minute, depinde de ce încărcător prinzi, de ce charger prinzi. Dacă prinzi unul super rapid, poți să stai 40-50 de minute și o încarci full. Dacă prinzi unul mai slow, poți să stai, în loc de 45 de minute, să stai vreo oră, oră jumate. Ce mi se pare tare, că cumva mașina asta, la drumuri lungi, îți cam face programul, în sensul în care, bine, oricine se dă jos, da, să mai bea o cafea, da, să mai meargă la baie. Da. De ce în timpul ăla, cât oricum te oprești jumătate de oră undeva, să nu o și încarci? Deci da, nu mi se pare că e atât de incomodă treaba. În schimb, dacă te grăbești undeva, e ceva urgent, trebuie acum să ajungi, nu știu ce faci și mașina nu e încărcată. Dacă mă grăbesc, iau Tesla, mă duc până la fratele meu Benga, o las acolo în parcare, iau mașina lui care e pe diesel și merge cât vreau eu, fac schimb 3 zile și ea e. Cum de altfel, sincer, am și făcut, nu cu Benga aici de față, dar am făcut asta cu fratele meu, nu fratele meu de la altă, mai fratele meu de la aceeași mamă și cu un prieten am făcut chestia asta fix în situații în care am avut nuntă la Constanța și după a trebuit să mă întorc repede la București, că aveam un alt job aici în București. Deci în situațiile astea, într-adevăr, e incomodă, dar dacă îți asumi lucrul ăsta, că odată, din când în când, când pleci în oraș, îți asumi faptul că ai să ai puțin chestia asta de rezolvat, nu e un capăt de țară. Deci, practic, dacă ai o Tesla Model Y Performance, trebuie să fii foarte bine organizat, să-ți planifici totul din timp, nu merge pe repezeală, de exemplu cum e la mine. Da. Eu sunt un tip care acum hai să facem aia, acum să facem aia, adică la mine e mai greu cu asta cu organizatul, sunt mai mult pe fugă și mai mult ad hoc, dar dacă ești organizat, cred că te descurci cu mașinuța asta. Zic, cel mai mare minus. Cel mai mare minus, dar e un minus natural și normal existent, este faptul că mașina e măricică. Mi se pare foarte voluminoasă. Eu venind de pe o mașină mică de oraș, m-a atras foarte mult mașina asta pentru că e mare și spațioasă și într-adevăr îți bagi foarte multe chestii în ea. Însă pentru oraș, într-adevăr, poate să fie puțin incomodă. Deci mărimea e gabaritul. Da. Deci pentru mine, care în momentul de față încă nu am familie și nu am copii, cred că următoarea mașină după ce o să dau Tesla o să fie una mică de oraș, iar abia următoarea o să fie una mare din nou, cum este și aceasta. Părerea mea, cum am mai zis, la mașina asta electrice, cel mai bine ar fi să ai una mică electrică pentru oraș, te deplasezi de colo-colo, cost gratis, ajungi și ecologia, ajungi și orașul, nu poluezi. Și pentru drumuri lungi, să aveți o limuzină frumos pe benzină de preferat, numai în diesel. Și cam așa o văd.
Da, deci una peste alta, mașina e ce trebuie, mașina e top, e nou, nouță, 16.000 de kilometri, ați auzit și voi. Da, înseamnă că se câștigă bine așa din foto, dacă... înseamnă că merge treaba acolo pe foto, dacă... Nu pot să spun că nu merge, că mă vedeți în fiecare weekend și în fiecare săptămână la treabă, deci dacă am joburi, înseamnă că se și produce din fotografia, dar ar fi și ciudat după 12 ani de când fac foto să nu meargă. Pune s-a și scos tu. Frumos al nostru aici, deci ați auzit, da? După 12 ani, deci nu neapărat după... câștigat de forță, dar în 12 ani îți permiți o Tesla. După 12 ani de sacrificii și de muncă și de nopți pierdute, ajungi să produci niște sume mai rotunjoare, așa să spun. Și ajungi să câștigi niște sume mai rotu... Băi, de viața mea, hai, lei! Băi, băieți, asta bă, este bă, ceva. Deci vă dau cuvântul meu de onoare, dacă aveți dureri de cap și accelerează Silviu sau cine era volan mașina asta, vi se amplifică dureri de cap. Deci dai pe bune, dai, zici că dai cu capul de zid, nu așa. Deci nu a fost persoană care să fi fost cu mașina asta și la o accelerație din asta puternică să nu fi zâmbit. Da, n-are cum să nu spună. Să ai o reacție, ai de ca... Dacă închizi ochii te simți ca un roller coaster adevărat. N-are cum să nu spună un zâmbet pe față. Îți schimbă starea. Eu când sunt puțin așa, nu știu, poate că sunt puțin plictisit, puțin supărat de la anumite chestii, bag o accelerație de asta și îmi trece tot. E terapie. O să mergem acum la Tesla Supercharger, ca să vedeți și voi cum arată un Supercharger de la Tesla. Apropo, cei care nu au electrice și vor să-și cumpere o Tesla, cel mai simplu e să încarci la aceste chargere, care sunt și economice ca și bani față de alte stații de încărcare și sunt extrem de rapide. Și în același timp și foarte simplu de folosit, tu doar bagi pompa și începe să încarce pentru că îți recunoaște mașina și știe de unde să-ți ia banii. Câți kilometri faci aproximativ cu mașina asta pe săptămână, pe lună? Adică vreau să ajungem un pic să ne povestești raportat la câți kilometri faci tu, care sunt costurile pentru o Tesla lunar, aproximativ? Aproximativ eu fac undeva pe la 1300 de kilometri, 1400 de kilometri pe lună. Consumul pe care această mașină a avut-o de când am cumpărat-o și până acum a fost de 20 kW la 100 de kilometri. Acum depinde tu în mod normal unde îți încarci mașina. Dacă tu ai o stație de încărcare acasă sau îți încarci la priza ta domestică, o să te coste practic pe 100 de kilometri 20 de lei. Deci practic la 1000 de kilometri, la 1300 de kilometri, plătești cât? 130 de lei pe lună, dacă ți-o încarci acasă. Dacă ți-o încarci în oraș, la stații electrice, curentul costă mult mai mult. Costă 1,80 2 lei, 2,50 lei pe kilowatt și atunci, în loc să le dai 130 de lei pe lună, dai 260 de lei, oricum e puțin. Deci ați auzit, dacă vreți mașinuța asta, lunar, 260 de lei mi se pare incredibil, pomana pomenie. Este și mai ales pentru o mașină atât de puternică și mare. Când vrei să încarci, îți apare pe tabletă cel mai apropiat exact punct în care poți încărca mașina. Da, și dacă vrei să încarci la superchargerele Tesla, ar fi bine să apeși pe navigație cum ai vrea să mergi spre acel charger, astfel încât bateria să se precondiționeze pentru încărcare rapidă. Asta înseamnă că poți să încarci mașina mult mai repede decât în mod normal. Și dacă nu faci chestia asta, de exemplu noi acum ne-am luat cu vlogul și am uitat să facem treaba asta, nu? Da. Și atunci, dacă nu se recondiționează, se programează ea pentru încărcarea asta rapidă, O să încarce mai încet la început, dar o să se încălzească pe parcurs și după vreo 5-7 minute o să bage viteză mai puternică. Ok, deci practic startul e mai lent. Startul e mai lent, exact. Camerele astea mi se par geniale, cât ce rezoluție poate să aibă. Măi, da, camera pe spate am văzut, mi se pare camera asta de pe spate cea mai bună cameră de la vreo mașină. Cred că pot să fac și poze dacă vreau o cameră. Știi ce faci cu asta? Faci fotobudă la, știi, la evenimente, te pui cu oamenii să stea în spatele mașinii și le pe oameni, veniți la Tesla în spate, stați la portbagaj, zâmbiți la cameră. Și hai să vedeți care este procesul de încărcare al acestei mașini, ce aveți de făcut. Ne explică al nostru Silviu care sunt pași. Când ai ajuns la o stație Tesla, lucrurile sunt destul de simple. Ai aparcat mașina cu spatele, iei de aici pompa, da? Aici un buton pe față, apeși butonul. În momentul în care ai apăsat butonul, s-a deschis clapeta, că cumva sunt conectate între ele. Ai pus pompa. În momentul în care această luminiță cu formă de Tesla a început să clipocească cu verde, înseamnă că mașina încarcă și suntem ok. Pe ecran putem să vedem și viteza la care încărcăm. Hai să ne uităm aici. Și vedem că acum încarcă cu 163 de kWh, ceea ce este o viteză foarte mare. Am încărcat și mai mult, dar aparent nu am precondiționat bateria suficient. Am încărcat și cu 200 de kWh.
ceea ce e foarte rapid. Și ușor, ușor această valoare o să scadă, pentru că pe măsură ce bateria este încărcată, cumva este mai greu să o încarci, atunci viteza scade, ușor, ușor. Cu o cheie de diesel în buzunar, vă zic că e cea mai frumoasă electrică și sunt îndrăgostit de Tesla asta. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu sunt fan electrice, dar asta e altceva. Uitați-vă și voi, pe 21 avem jante cu etrierii ăștia roșii așa și toată mașina full black cu alb, exact cum e și a mea. Credeți-mă, îți ia ochii rău de tot. Adică îți vine să te uiți la ea, îți vine să întorci gâtul după aia. Credeți-mă, cât am dat noi ture acum prin oraș și lumea a ajut pe gâtul după Tesla asta. Chiar și în parcare unde a fost să încărcăm mașina, m-am uitat stânga-dreapta, nu am văzut Tesla la fel de frumoasă ca asta și nu vă exagerez cu nimic. Îmi place maxim. Uitați-vă și voi cât de superbă e mașina asta. Uitați camera despre care vă vorbeam, cea de pe stâlp. Uitați-o aici ce frumoasă e, ce pregătită e de acțiune. Mașina asta e plină de camere. Văd că mai are o cameră chiar și aici integrată. Are camere peste tot. Ai și cameră de 360, nu? Da. Este foarte, foarte, foarte opționată mașina asta. Tot ce vrei pe ea. Interiorul ăsta alb, v-am mai zis, pe mine m-a spart. A, înainte de asta, cum să nu pui mă soft close pe Tesla? Bă, n-ai voie. Deci mașina asta, credeți-mă, nu-mi vine, nu mă lasă inima să trântesc cu ușa asta. E atât de premium, atâta îți inspiră, atâta calitate mașina asta. Nu te lasă inima să dai cu ea și totuși nu are soft close. Uitați-vă interiorul ăsta alb. Doamne, eu sunt înnebunit după interioarele albe ale mașinilor sau bej, pentru că mi se pare că ies așa din plictisitul ăla de negru. Deși la mine mașina e neagră, cealaltă a fost tot neagră. Nu știu, nu îmi plac, dar eu m-am setat după ce opțiune are mașina și n-am mai contat că are tapiseria neagră. Hai să vă arăt și în spate ce frumos se vede mașina asta. E, și aici poate vă întrebați acum, ce e cu cercurile astea? Păi, asta e dovada vie, da? Că al nostru fotograf. Știți cum face? Îți bagă lumina asta așa în față, el stă acolo în spate, îți luminează fața și îți trage mare poză de aia, de-ți o pui tu pe Instagram. De-aia, băgați like, băgați follow, băgați ce vreți voi aici la Silviu. Da, așadar, lăsă cercurile deoparte, ia uitați frumos interiorul ăsta alb, mamă, deci mă doare inima. Cum să mergi cu mașina asta la mare și să te urci în ea după aia? Nu pot imagina cum ar fi să mă urc în slip aici sau tren permanență, să ai super mare grijă de tapiseria asta, dar arată într-un mare fel. Ce îmi place mie la mașina asta este că ai două portbagaje, ai unul în spate și unul în față. De aici, de la bord, se deschide cel din față. Așa. Totul se întâmplă de pe tableta aia. Exact, de pe tabletă tot. Și aici e portbagajul din față, unde am aici cablurile de încărcare, am aici o rolă de 50 de metri, dacă vreau să încarc undeva departe, am rolă să mă descurc. Din păcate, ușa de la portbagajul din față nu se deschide și se închide singură, dar asta e. Mai faci și tu puțină muncă. Iar la portbagajul din spate, avem aici buton frumos, se deschide singur portbagajul, un sacou, dacă vrem să fim eleganți, să-l păstrezi aici pentru evenimente neprevăzute. Și acesta este portbagajul. Ia uitați-l cât e. Sunt sculele astea jumătate Tesla. Și pe lângă asta mai avem aici dedesubt, dacă vii puțin mai aproape să îți arăt, mai avem încă o zonă de depozitare. Mamă, cât ai aici. Am acolo jos un activity, am o geacă de iarnă rămasă de asta toamnă. Deci pentru lucruri pe care totuși nu vreți să le aruncați, dar nu mai aveți nevoie de ele, locul ăla e perfect. E un fel de debara. Le lași acolo mașinii. Și uite, important este să nu lași mâncare acolo, că e groasă. Ce îmi place mie la exterior este partea din spate. Mi se pare că spatele ăsta arată foarte, foarte bine și cu acest detaliu în fibră de carbon. Spatele și lateralul. Lateralul cu jantele astea foarte mari. Ăsta mi se pare că e unghiul cel mai frumos al mașinii, din lateral spate. Se vede cel mai frumos. Într-adevăr, nu sunt un mare fan al designului din față, pentru că are botul scurt și nu este foarte sportivă și arătoasă din punctul ăsta de vedere, dar partea bună este însă că ai vizibilitate foarte bună, pentru că nu vezi capota deloc. Tu vezi direct șoseaua din poziția șoferului, ceea ce e o mare plus din punctul meu de vedere. S-a băgat și zbengosul vostru la volan. Să vedem ce poate Tesla asta. Ce diferență este la Tesla Y care uite nu pe e performant? Uite pe cumnata mea bună, cumnata Ema. Ne-am întâlnit și cu Ema. Ne-am întâlnit cu Ema. Da, Ema. Deci la Y mai există și, da, și altceva mai slab decât performance? Acum sunt patru variante, da, care okay, sunt mai slabe ca putere. Asta da, e topul de pe lume. Asta e topul de la Y. Ia uite frâna singură. Da, frate. A citit că e roșu, a băgat. Și mai are o treabă mișto. Acum dacă se face verde, dar mai e un pieton rătăcit pe aici și care e cumva oarecum în dreptul mașinii, tot dacă paci talpă, ea nu accelerează.
accelerează foarte, foarte ușor și abia după ce a trecut pietonul și nu e chiar la limite, după ce a trecut de măcar un metru, doi de mașină, abia atunci... Ba, asta nu e bine, că dacă ai boală pe unul, nu poți să-i faci manevră. Din păcate nu, frate. Deci te-ți la ține și cu dușmanii. Mașina asta e pacifistă. Mașina asta vrea ca oamenii să rămână în picioare, nu călcați. Credeți-mă că privesc lumea așa, se holbează lumea la mașina asta ca la avioane. Are un factor wow, are un factor wow, asta 100%, e o piasă. Se uită și pensionarile și tinerii. Dar copiii, să știi că mă salută mereu. Cel puțin când intru la și parchez la acolo la mine la bloc, copiii mă salută mereu pentru că sunt fascinați de mașinile electrice și mi se pare lor o chestie foarte mișto și interesantă. Aș face proba aia cu accelerația, dacă accelerezi acum nu pleacă în ăștia, nu? În oamenii ăștia. Ia, încerc. Opa, a plecat. A plecat. Te uite, mă, că pare boală. Bine. Ăsta care merge să. Bine, acum știți care e treaba? E distanță până s-ar putea când ajunge mare, el da, să bage mare frână. Da. Îmi place foarte mult cum se simte volanul ăsta în mână. Deci când îl privești, când te uiți la el, pare mare sărăcie. Adică îl vezi așa super basic. Volanul e super mișto făcut, are un feeling foarte... Da, îl simt super bine în mână, așa. Opa. Hai da! Mama, și nu e de place, da, îmi place. E de aproape maxim. Dar are suspensia asta foarte rigidă, destul de... Da. Acum nu poți să le ai pe toate, dar eu deja se simte, o simt din manevrabilitate cât de bine poți să-și dea pe șosea mașina asta. Cred că pe acolo, pe dealul negru, te-ai aruncat pe mulți. Nici nu știu cât să-i dau maxim în curbă, că pare că se ține bine indiferent de viteza la care... Pare că e fără număr. Îmi place foarte mult, deci e senzație, da, accelerația, v-am zis cum se simte volanul. Scaunele astea mi se par foarte comode, sunt așa ca niște mici fotolii, deși nu le poți compara cu cele de la o limuzină de asta foarte, foarte, foarte de lux, cum e un Serie 7, cum e un S-Class, adică acolo deja parcă e mai lat ca unul, dar stai foarte bine. Credeți-mă, stai foarte bine. Tetierele astea sunt tari, că atunci când accelerezi să te trimită înapoi. Ce nu are Tesla, însă sunt mânerele astea de aici de sus, lipsesc. Nu știu dacă ai observat. Nu, n-am băgat de seamă, chiar n-am băgat pentru de seamă. Pentru că și-au dat seama că lumea nu le folosește neapărat sau au vrut să fie mai minimaliști. E așa ca o casă eco, mașina asta. Adică se vede că ții cu mediu, ești ecologist, ai grijă la ce mănânci, ai grijă de sănătatea ta, parcă așa pare. Nu văd un bombardier să meargă cu Tesla, înțelegi? Băi, nu. De la ceapa aia puternică, de la care bagă dristor la 5 noaptea și o arde până mia. Muzica nu-l văd cu genul ăsta de mașină. Deci... Dar nu spune nimic de dristor, frate, că ăla e bun la orice oră. Dristorul e bun. Știi cum e vorba aia? O gagică se refuză, dar dristorul niciodată. Adevărat. Pentru cei care nu sunteți din București sau din străinătate, dacă ajungeți prin București, cea mai bună shawarma de la Dristor ne sponsorizează acest clip, să trăiască băieții, ne-a băgat 30.000, mai luăm jumătate de Tesla, Doamne ajută, să ne audă Dumnezeu, că eu glume de-astea mai făcut și s-au împlinit. Să ne sponsorizeze și Dristorul și băieții de la Zina, care și ei fac o shawarma excepțională și au un steakhouse forță. Hai că s-a transformat vlogul ăsta din... Mașini vorbind numai de mâncare. Păi de ce? Mi s-a făcut așa puțin. După ce termin, încheiem aici, ne oprim direct să mâncăm. Ce mai e și mișto cu mașina asta și place mie foarte mult este faptul că nu te oprește poliția. De ce? Pentru că șoferii de Tesla sunt de obicei oameni ok, oameni care nu fac prostii, oameni cu capul pe umeri. Exact ce am zis, oameni disciplinați. Și mi s-a întâmplat de multe ori să trec pe lângă poliție, să se uite la mine și să mă lase așa, să nu mă oprească. Într-un an de zile de când am mașina, m-a văzut poliția și am trecut pe lângă poliție, pe lângă echipaj de ăsta de opreau mașini. Pe lângă RAR. Pe lângă radar, pe lângă RAR, pe lângă toate astea și m-a oprit o singură dată într-un an de zile. Ceea ce mi se pare foarte decent. Pe când dacă ai o mașină așa, mai un BMW, mai ceva cu motor mare, mai ceva cu geamuri fumurii, o mașină mai echipată, mai deosebit, te oprește mai des. Te ia la ochi imediat, da. Te ia la ochi imediat și te ia, te verifică, îți pune fiola, îți pune test de drog, îți pune de tot. Sunt convins că asta este una din cele mai mari avantaje când ai mașina e asta, că avantaj, ai liniște totală cu stai tot ce înseamnă controlele poliției. Dacă vrea să spună testul de drog, îi spui, domnule, conduc o Tesla, ce vrei să crezi că fac eu prostii de asta? Și te lasă-mi face. Ce la mine, sunt om serios, merg la sală, mănânc toată ziua numai salată, tofu, Tris. Sunt eco. O plăcere să conduci mașina asta, chiar îmi place cum se simte. Am mai condus Tesla, dar n-am condus niciodată modelul ăsta performance, adică mi se pare că efectiv te mănâncă talpa. Deci, cred că minusul cel mai mare, dacă ar fi după mine să-l dau deja, ar fi accelerația asta foarte brutală, plăcerea pe care ți-o dă, pentru că poți să dai în radare imediat. Adică, cred că poți să rămâi cu mașina asta fără permis și de 3 ori pe zi. Trebuie să fii atent, să nu depășești 100 în oraș.
bine, n-ar trebui să depășești 50 la oră în oraș. Dar acum, terenul fiind vorba, să ai grijă să nu depășești 100 ca să nu-ți ia permisul. Că accelerezi așa, odată din când în când, nu doar nu mergi ca nebunul non-stop prin oraș, că n-ai cum. Plus că na, după ce îți cumperi mașina, ai 2-3 luni în care îți faci de cap, mergi mai repede, dar după te obișnuiești și o e mai ușor așa. Nu îi mai dai în gură non-stop. Plătești la mașina asta amenzi, cum acum, te duci să iei pâine? Măi, acum eu personal, când merg prin oraș, sunt destul de liniștit. Dar când ies din oraș și dau de serpentine, pe atunci începe distracția și merg mai repejor așa. Zbengoșii, pentru voi, am intrat în garajul lui Silviu și avem o mare surpriză pentru voi. Stați aici, Geana, acum că urmează ceva zbengoș rău. Ia vedeți ai mei ce se întâmplă aici. Mi-a zis Silviu să apăs aici pe confirmare, fac ce zice el. Închidem ușa și să vedem ce se întâmplă. Ce scrie acolo? Bucurați-vă de spectacolul de lumini. Opa! Opa, che guapa mami! Mașina asta are un stil așa mai ciulo! Mam, ce ciulo mai zbengos! N-am pălărie, dar fac gestul ăsta pentru chestia asta șmechere. Mai eu nu înțeleg de ce doar Tesla are așa ceva pe mașină, pentru că efectiv îți ia ochii, e ceva genial. Asta da, asta n-am ce să zic, mi-a plăcut maxim. Zbengoșilor, mașina asta pe care o vedeți aici în spatele meu este oficial de vânzare. Am decis să o dau mai departe, iar eu să-mi iau o mașină mult mai mică și o mașină de oraș. O să o vând la prețul de 47.000 de euro, așa cum o vedeți, nouă nouță, 16.000 de kilometri, unic proprietar, fără accidente, fără nimica. Am la ea și un set de cauciucuri de iarnă, tot la fel ca astea, Pirelli, P0, ceva șmecher, am niște cauciucuri forță. Deci vă invit să-mi scrieți pe Instagram, puteți să mă întrebați detalii, ce vreți voi, vă stau la dispoziție. Așadar, ai mei, ați văzut nebunia asta de Tesla, ce zbengoasă e, cât de puțin kilometri are, ce frumos merge. Ați văzut proprietarul aici pe Silviu, numărul 1, băiat de nota 12, credeți-mă, este de super mare încredere. Nu există chestii ascunse la mașina asta, este o mașină mega, mega corectă. Așadar, dacă aveți interes să o achiziționați, băgați un mare mesaj aici la Silviu pe Instagram, cel mai bine, pentru că acolo răspunde foarte, foarte repede. Cu siguranță. Scrieți că vreți să vedeți mașina asta, vă puteți întâlni cu el în București și poate și în alte orașe dacă îl prindeți la evenimente. Până atunci, zbengoșul vostru vă mulțumește că ați fost alături de el și la acest vlog. Lăsați-i comentarii ce mașini doriți voi să vedeți la CarVlog, dacă v-a plăcut acest gen de vlog. Ca de fiecare dată vă urez cu și fără căruțe să vă bucurați de viață, pentru că una e și e frumoasă!